Astăzi ne vom construi o nouă bază secretă pe Minecraft Newcraft. Așa că salutare tuturor și bine v-am găsit oameni buni la un nou videoclip din serialul nostru de Minecraft Newcraft. Suntem aici cu youtuberii, cu Zasami, cu Dani Den și practic ceilalți youtuberi nu s-au trezit pentru că este prea dimineață sau este prea târziu, nimeni nu va ști. Dar da, astăzi ne vom construi prima locuință pe Minecraft Newcraft. Suntem în copac după ce trenul s-a prăbușit, trenul este undeva pe acolo, deja putrezit acolo și practic știți că în episodul trecut am văzut după resurse și ghiciți ce, avem foarte multe resurse și asta este al meu, în caz că vă întrebați, l-am făcut special pentru acest videoclip pentru că celălalt l-am pierdut. Și dacă mai vreți episoade de genul pe canal cu Newcraft, hai să vedem dacă putem să rugi la acest videoclip foarte multe like-uri, dacă vă place seria de Newcraft, un subscribe, un clopoțel, nici nu mai știu să vorbesc, și de asemenea foarte important, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram la SLNTYT și practic vom face o bază secretă. Suntem aici cu Dani și cu Zosami, după cum am mai spus, o să ne ajute și ei. Avem foarte mult lemn și aș vrea să iau și eu niște lemn de aici, aș vrea să iau și aceste bețe. Avem aici toate resursele la comun, avem mâncare pe care tot eu am adus-o, desigur, și aici un Dani Den. Salut Dani, ce faci? Uai, ai venit de nicăieri, mai speria Silent. Ce zici, mă, Dani, ești gata de niște joacă? Am pregătit maxim. Am și eu câteva chestii prin inventar, farmate. Mamă, forță, forță. Hai că explic aici la abonați ce fac, ce fac eu azi. Tu ce faci azi? Hai că zic, hai că zic. Ia, ia, ia. Un secret. Da. Bază secretă sub apă. E bă, what? Ce coincidență? Da, știi ce fac eu azi? Bază secretă subterană. Mama, nu pot să cred. Bă, frate, bă, du-te mă de aici. Hai, hai, că imediat termin și eu de povestit aici. Și practic, oameni buni, pentru această bază avem nevoie de niște materiale în plus. Și ghiciți ce? Ia uite-le aici. Avem aici sticky piston, redstone și toate cele. Mă rog, cred să nu l-am găsit foarte ușor. Mă rog, nu eu l-am găsit, dar asta este partea a doua. Și mi se pare că oricum mai aveam și pe aici. Nu mai aveam, pentru că l-am luat pe tot. Avem niște observere sticky piston pentru că Sami a găsit temple în junglă. Chiar și în primul episod a găsit nu știu câte a găsit, dar a găsit în orice caz. Așa că hai să luăm toate chele. Și avem aici patrule în tricolorul României. Și nu știu de ce cobor așa prin asta. Nu este foarte safe, dar hai să mergem să alegem zona pentru baza noastră secretă subterană, care este și subterană, dar nu este și chiar atât de subterană. Mă rog, o să vedeți despre ce este vorba, pentru că poate nu mă înțelegeți. Nu uitați să dați un like și încerc să caut o zonă potrivită. Ok, și vreau să selectez, practic să selectez zona și să aleg zona înainte să vină youtuberii, ca să fie așa într-un fel șocați. Și bă, uite, deci noi stăm acolo, da? Acolo e centru, mamă, ce postură aia, frate. Și noi am căzut de comun acord să ne facem casele cât de cât apropiați, ok? Deci practic trebuie să fim cât de cât apropiați. Adică uitați-vă, cred că toată lumea o să-și facă casă în copac și o să facem aici, cred că, un fel de mini-oraș sau ceva de genul. Dar până ne facem case serioase... Wow, dacă ești din București, nu uita că mâine ne vedem la Nexus Gaming pe bulevardul Tudor Vladimirescu 45, unde practic va fi o super competiție de Minecraft cu abonații, un concurs de construit și practic cine câștigă și cine ajunge pe primele locuri au șansa să câștige aceste premii pe care le vedeți pe ecran. Practic, dacă vreți să vă înscrieți și dacă vreți să veniți mâine, aveți linkul în descriere de unde puteți să completați formularul de înscriere. Doar dacă sunteți din București și doar mâine, pe data de 28 decembrie la ora 16:00, ne vom vedea acolo, eu o să fiu acolo, eu o să fiu un juriu, deci practic ne vedem acolo dacă vreți să câștigați aceste super premii și dacă vă pricepeți la Minecraft pe construit. Așa că ne vedem acolo. Eu zic să ne facem case de-astea, gen baze secrete, chestii de-astea mai la troll, știi? Și practic vreau să-i surprind să nu se aștepte și eu cred că muntele ăsta, eu zic că, băi, e destul de ok, sincer, să ne facem o bază în el. Numai că, frate, am venit neechipat, n-am venit și o colopată și ceva, bă, frate. Ce faci, Sami? Dormi? La somn! La somn! Bă, Sami! La somn! Bă, Sami, eu sunt foarte fericit pentru că astăzi... Stai așa. Ok, o secundă. Hai, bă, Dani, ieși! Ia uite-te, bă, la băiatul ăsta. Băi, Sami. Bă, mi-ai ciordit pistonul. No, sunt ale mele, what? dar fii atent, Sami. Bă, eu am găsit templu, trebuie să-mi plătești pentru ele. Știu că tu ai găsit templele, dar fii atent, vrei să zic ceva super șocant? Zim ceva super șocant aici. Știi ce vreau acum să construiesc și vreau să vă dau pe spate pe toți youtuberii? Ce? O bază secretă cu ușă automată.
Nu mai e secretă că deja știu de ea. Păi da, nu știu de ea. Păi și dacă te urmăresc, gen. Bă, păi lasă că tot o să vi-o arăt, vă dați seama, da, gen mai târziu. Hai, pa. Ok. Bă, okay, stai okay, că okay. Eu am venit să fac unelte. What the... Sami! Nu, a murit, ai să-i... Bă, nu... Bă, vezi că am XP, chertuiule! Păi și aveam XP! De 16 în cap. Oh my god, mamă, uite mă! Torpilă. Frate, 7 XP din 17 cât aveam! Ok, e bine măcar că a murit aici, gen, și nu a murit a... What? Bă, explodează jungla, ajutor! Mă, ce se întâmplă? Hai, cu Doamne ajută, să-mi fac și eu uneltele fără să mai mor. Bă, frate, bă, dar... Bă, Sami, alo! Băi, cine a făcut asta? E inaccesibilă platforma asta. Uite-te și tu, bă. Mă, ce? Bă, ce platforma asta de 2 lei? N-ai cum să urci decât pe aici. Mamă, 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 trebuie să fac niște modificări, că nu mai pot aici. Ok, în primul și în primul rând, hai să fac chestia pentru care am venit, și anume, unde e Iron-ul? Și am luat tot Iron-ul, ok, bun. Hai să-mi fac și eu în felul următor. Deci îmi fac o pereche de Farfetch, îmi fac o lopată și, pentru că Sami m-a enervat, o să iau tot Iron-ul. Bine, nu chiar tot Iron-ul, o să-mi fac un topor. Și ce o să mai fac? O să mai fac o sabie. Și cine o să trebuie de Iron-ul ăsta, frate? Nu mă interesează. Fixați intrarea mai întâi și după plângeți-vă de Iron, ok? Dacă se uită vreun YouTuber la clipul ăsta. Bă, Sami, explică-mi și mie, frate, ce intrare e aici pe platforma asta? Gen, efectiv, frate, doar lasă pe aici. Intrarea asta, doar lasă intrarea. Intrarea asta e cea mai perfectă. Uite-te, aici e o intrare. Păi e o gaură în podea, cum să nu fie intrare? Da, îți place cum am făcut pe aici? Eu am renovat. Da, e tare rău. Am văzut că s-au făcut niște modificări, dar... Poți să ții un pat, că e un pat pentru fiecare. Păi da, l-am luat. Gen, nu știu pe care păi dat. Nu l-ai luat, că sunt 2, 4, 6. Că eu 6 am adus și nu e niciunul. Aici e patul lui Zumi, 2, 4, 6 și nu e niciunul. Păi stai mă, toți 6 paturi? Păi, 6 paturi în care vă împart fiecare. Păi eu dorm aici, eu dorm pe ăsta. A, eu mă refer cât pentru baza ta, gen. A, da, sigur, lol, mersi. Da. Bă, mă, nu mai fi gherțui. Hai, mersi. Hop, hopa. Bă, pune da, înapoi, mă, pune înapoi, pune înapoi. Ia-le, hai că... Trebuie să le pui tu înapoi. Da, da, hai că ne auzim. Bă, mă, ce creatură asta? What? Ce-i asta, gen? Oulu, oulu, what? Ce se întâmplă, bro? Ah! Bă, ce-i asta? What? Ce? Ce, mă? Bă. Mă, ce se întâmplă? Bă, frate, mă bate, gen, dă, ce-i aia? What? Ok, stai o secundă. Oh my god. Ok, și ce-am găsit? Gonglidia, not yet eaten. What? Ce-i asta? Pot să o mănânc? Nu pot să o mănânc. Am găsit-o aici în mușuroiul ăsta. Pă, sunt foarte multe chestii suspecte în jungla asta și mă sperie rău de tot. Dar da, revenind, ăsta este muntele unde aș vrea să-mi fac baza secretă, așa că haide puțin să-l cosmetizăm, ok? Hai să-l cosmetizăm puțin să vedem cum putem să facem intrarea. Ok, eu cred că e bine aici, fiți atenți cum facem. Deci facem așa, în felul acesta. De fapt, nu, stai. Facem așa de 1. Bă, dar stai, că am stricat tot cu cablul ăsta. Fuck. Ok, nu contează și fii atent. Ce contează e că aici o să facem o încăpere de genul. Uite așa, bam, 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 frumos. Și aici trebuie să punem un felul următor. Punem 4 sticky pistonuri. 4 am zis, ok, deci punem 4 aici. După care mai punem 2 aici și facem un felul următor. Facem așa, bam, 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 și acoperim toată treaba asta frumos. După care venim aici și facem așa, așa. După care trebuie să mă urc aici, facem așa, 1, 2, 3... 4, 1, 2, 3, 4. Ok, și aici trebuie să facem un fel următor. Luăm așa. Și aici, actually am nevoie de niște stone. Evident, mă duc aici, ia căulul și pun așa și fac niște stone. Că altcumva n-am cum să obțin stone, că n-am siltaș, din păcate, că era mai ușor. Ok, hai că e suficient, 5 stone, cred că mi-ajung, dă-te încolo, adică n-ai cum. Pentru ce aș avea nevoie de mai mult de 5 stone, să fim realiști acum, nu? Adică, nu. Ok, și acum bam, 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 bam. Bun, și aici începe operațiunea redstone. Bun, treaba asta în felul următor. Redstone aici, bam, 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 bam. Frumos. Practic, dacă vreți să o faceți și voi, merge. Adică,
poate să fie și un tutorial ăsta. Și practic acum noi trebuie să avem cheia de acces. Și cheia de acces ar trebui să fie, uite, eu zic că aici ar trebui să fie cheia de acces. Și fiți atenți cum va funcționa această cheie de acces. Facem un redstone torch și îl punem aici, ok? Iar acum, treaba asta în felul următor. Trebuie să facem în așa fel încât să construim o mică cămăruță și să punem niște chestii. Uite, ajungem până aici unde este redstone torch-ul, ok? Spargem ăsta, punem ăsta aici, punem redstone-ul aici, se activează. Și în secunda de față trebuie să facem puțin spațiu aici, ok? Deci trebuie să facem puțin spațiu să scoatem tot stone-ul ăsta. Și inclusiv tavanul mai ridicăm cu un layer. Bun, și după ce am făcut puțin spațiu, punem în felul următor: sticky piston, observer, sticky piston aici, bloc de redstone pe care nu l-am evident, dar hei, pot să-mi craftez un bloc de redstone, nu-i așa? Da, ce să faci? Am luat și eu un tutorial și nu m-am pregătit, pentru că n-am știut ce materiale practic trebuie să am, dar am știut că trebuie să am mult redstone și cam asta a contat. Boom, aici venim cu bam și trebuie să mai venim cu stone și logică n-am stone. Bă, frate, m-am asigurat că nu o să mai am nevoie în viața mea de stone și am făcut un stack practic. Bun, și în momentul de față sparg ăsta și acum trebuie să conectez redstone-ul la la redstone gen. Adică ceva în genul, în genul ăsta, ajutor, am rămas aici, cred că funcționează ceva, dar nu știu ce s-a întâmplat, probabil nu mai vedeți nimic, stai așa, spun o torță de urgență. Da, ceva s-a întâmplat aici, aparent. Dacă aruncă o privire pe din afară, practic, ia stai o secundă. Ok. Ok. Da, ok, deci treaba funcționează, ok? Deci treaba funcționează, după cum puteți observa. Este într-adevăr ceva interesant, numai că știți care e singura problemă? O să vrească mereu când intru în bază să sparg ăsta, gen. Uite așa, gen, și după să vin cu asta, și gen, după să vin să pun asta, și gen... Mă rog, asta se rezolvă, dar gen, o să vrească mereu să descoper asta și să o sparg, gen. Și trebuie să țin minte exact care e, așa că exact ca să țin minte, o să pun un popi și știu că e fix asta de aici, de lângă popiul ăsta. Și practic, da. Interesant. Hai să continuăm că, gen, momentan se prezintă decent. Ia uitați-l acolo pe Danny Den. Ia uitați-l. Deci fiți atenți, îl vedeți acolo pe Danny Den. Hai să mergem să-l speriem. Și atent, am vrut să-l speriem. Bă, Dani! Bă! Ce faci, mă, Dani? Vrei să-ți arăt ce am învățat să fac? Ia, ce ai învățat? No, nu ești pregătit de... Ba! Ia, arată! Te rog, stai un pic mai departe. Ok. Să se întâmple magia. Ia să-ți arăt un meu talent. What? Nu te cred! What? Bă, what? De când știi să cânti la flaut sau ce e ăla? Bă, păi până când am lipit în boasă am găsit ce un flaut tare. Și am zis, bă, hai să-l folosesc. Bă, aici. Ia dă-mi și mie să încerc să văd dacă pot, am talent. Ia. Fii atent dacă îți place, ia. Ia, zi-mi dacă, dacă am talent. Eu deja... Oh, scuze, sunt prea entuziasmat. Yeah! Când vine? Bă, ești OG deja. Doamne, bă, e prea tare. Ai talentul sânge. Hai să-l căutăm pe Sami, să-i arătăm și lui. Hai. Bine, stai că vreau să fac și lui, fiate, pentru tine. Am un plaut nou. Nu cred, pentru mine? Pentru tine, cadou. Oh my god. Un pic mai târziu. Și trebuie să fac și lui Sami, dacă da. Fii atent, hai să-i faci și lui și hai să mergem peste el. Sami! Gata, merge. Unde ești? Sunt pregătit. Hai să-l căutăm. E așa. Ia că zice că e la mijloc. Unde? La bază? Deci de aici ar trebui să vedem. Uite acolo, E la bază? Stai acolo. Bun, fii atent, să nu-i dai de bănuit. Hai să mergem să-i facem o surpriză. Ok. Hai, vino cu. Hai. Mergem pe șestache. Hai. Bă! Mamă, Sami, ce bro, zici, bă? Mă speriam, culegeam frunze și mă speriam de tine. Sami, fii atent. Are Dani un talent nou de arătat. Vrea să-ți fac o surpriză. Arată-mă talent. Zi, Dani.
Îți place, da, Sami? Da, fii atent. Ia, te pasă, o știi? Pasă, o știi? Fii atent. Bine, mă. Da, nu, fii atent, pasă, o știi? Fii atent. Nu, da, pasă, o știi? Ia, aruncă-mi și mie puțin fluierul la picior. Ia, mai mult decât atât, ați avut un fluier cadou. What? Ai făcut un fluier cadou? Da, ia producție, Tanita. Ia uzi. Hai să cântăm toți. Bine, mă. Mamă, ce ciudat arată ăsta la mine pe mască. Zici că gen n-am dinți. Doamne. N-am ce să zic. Bă, da, vine seara. Hai că eu aveam. Hai, da, chiar Dani, Sami, ia veniți încoa. Vreau să vă arăt ceva. Okay. O secundă. De fapt, puțin, doar tu, Dani, vino doar tu. Sami, tu mai târziu. Vino doar tu, Dani. Vino încoa. Hai să am oricum. Fii atent, Dani, fii atent. Vrei să vezi ceva mișto? Fii atent. Da. Ok, probabil îți spui că nu-i nimic. Dar ia uite-te. Ce s-a auzit? Ia vezi. What? Ia vezi, Dani, o știi pe asta? Mă rog, acum e în construcții, dar gen ar avea potențial, wow. N-ai ce să zici. Ar avea potențial. E nebunie. E nebunie, da, chiar da. Și fii atent, vreau deci actually m-am gândit mai mult. Așa, cântă la flauta acolo, să am melodie de fundal. Gen, m-am gândit mai mult și aș putea să sparg nivelul ăsta. Și fii atent ce vreau să fac. Fii atent, că e mare nebunie. Ce? Ce s-a numărat? Mă, cum te uiți de aici? Bă, așa? De aici, efectiv, vezi acolo un crafting table? Unde? Dacă te uiți așa, e acolo stai prins. Tu? Da, o să fie o casă mai micuță, așa, sub apă. Stai o secundă, că vreau să văd ceva. Ok. Da, mă, eu zic că e mult mai tare așa. What? Gen, de eu zic că... Fish? Nu înțeleg. Da, o să fie mai automat, dar eu zic că e mișto până acum. Ce părere ai? Cum adică, mai automat ta, bă, arată mișto, adică niciodată, și știi ce tare, că ce? E foarte aproape de bază, da. Dar ești invizibil. Păi da, într-un fel, gen, e o bază secretă, gen, kinda. Alo, știi? Ai nevoie să te ajut cu un pic de dirt, da. Bă, dacă ai dirt să-mi dai, gen, chiar mi-ar fi de folos, sincer. Sau stone, dar nu știu dacă ai stone. Mă, n-am stone, am cobblestone. Ah, bă, tu ai nevoie de stone, bă. Da, am nevoie de stone, bă, eu, Dănuțule. Bă, e complicat. Aia avea nevoie de pickaxe, ăla. Bă, zic că chiar arată mascat, dă-te încolo, gen. Adică, păi, uite, fii atent, în punctul ăsta, gen, stai o secundă. Mă, unde e restul roșu? Ajutor, Dani! Ok, stai. Nu înțeleg ce faci aici. Stai, fii atent. Uite, în punctul ăsta, deci când e închis, chiar nu-ți dai seama, gen. Wow. Și vreau să-l surprind pe Sami, gen, știi? Chiar vreau să-l surprind. Și mai cumperi aici, nu? Sau... Păi da, o să trec să fac cumva să acopăr, gen, să fac așa și gen când vin să deschid, gen fac așa, iau torța și mă rog, trebuie să fac eu un sistem, dar ce crezi, o să-l impresionez pe Sami sau nu? Bă, eu n-am cuvinte, cred că da. Bă, chiar ar fi forță. Ar fi forță, sincer. Bun, iar în momentul de față, haideți să vă prezint cam cum se face accesul în bază și cam cum o să intru de acum în bază și cam cum se prezintă situația, pentru că probabil dacă vă uitați acum, ați spune, bă, silențiosule, dar unde e, mă, baza? Că nu înțeleg, pe unde intri? Ei bine, practic accesul se face în felul următor. Mă duc aici, până asta, o scot, se deschide asta. Intru aici, apăs butonul ca să închid totul. Bun, s-a închis. După care, mă duc aici, mă las pe trepdorul ăsta. Intru pe aici, bam, 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 frumos. Și avem aici acest spațiu care aș vrea să fie mai mare, sincer. Mi se pare cam micuț. Și practic aici o să facem noi baza. Aici o să am gesturile, aici o să am patul. Aici o să am cam toate nebunile. Și eu zic să amenajăm, să vedem dacă putem face ceva. Iar după aceea să-l chemăm și pe Sami să-i vedem reacția lui. Și pe Dani, de ce nu? Și să vedem ce reacție au. Pentru că, efectiv, din exterior... Gen, nu se vede nimic în momentul de față. Bam, și se închide după mine. Ha! Deci e prea tare baza asta. Acum nu rămâne decât să o modelez, dar ia să-l chem eu, mă, pe Dani. Unde e Dani? What? O testoasă? Mă, ăla-i Dani jos. Dani! Ce faci aici? Dani? Dani? No, ce faci aici? Silent? Dani, tu ești? Dani, what? Nu. Dani! Ce faci, mă? What? Cum am apărut aici? Ce faci, mă, Dani? Ce poți să ți-ai făcut aici? Vino un pic. Ok. Ah, ok. Interesant. Bine ai venit în bă! What? Bine ai venit în baza secretă sub apă, te-ai descălțat la intrare, fă-te comod. Te-ai descălțat? Bă, ce nebun ești. Da, mă, m-am descălțat și uite, am venit să-ți cânt un cântec. Aaaa, facem grupă de cântat. Dani, ia vino cu a. Am niște update-uri. Trebuie să le vezi. Update-uri. Da, vino cu a. Hai, vino cu a. Hai că uite, scânt la flaut.
Stai. Vreau melodia aia mea preferată. Stai. No. 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 Bă! De ce nu dăm melodia? La mine de prima. Da, ok. Bă, what the fuck, ok. La mine de prima. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Ia zi-mă, Dani. Unde-i baza? Pe aici sigur nu. Bă, Dani, fii atent. Bă, pe doar aici, fii atent. Uite, uite-te cum intru, efectiv. Eu așa intru. Pun asta aici. Ia. O sparg, intru. Bam, după care intră, apăs butonul, se închide după mine. Ok. Iar acum accesez printre dorul ăsta. Hai, fă-și tu schema. What? Hai. Cred că stai că mă omoară schema asta. No, nu, nu știu să fac așa ceva. Haide. Acum dai cu trepdorul. Ce faci, bă? What? Hai, așa, bravo, bravo. Aveam torța mână, mă. Da, și așa. Uite, aici aș vrea să-mi fac baza. Ce părere ai? Cum ți se pare? Wow. Cum ți se pare? Mai baza. Și fii atent, hai să-ți arăt și procesul de ieșire. Ia, vină încoa. Bun, okay. Frumos. Și fii atent, ca să știi ce fac? Fii atent. Ce faci? Apăs butonul, yes, ieși, ieși. Se închide, se închide după. Nu cred, nu cred. Stai că te deblochez. Au, ce fac, mă, Dani, cum te-ai blocat? Ieși. Gata, am reușit. Doamne, ferește. Da, deci cum ți se pare? Uite, și fii atent. Dacă vreau să ies, pur și simplu apăs butonul și se închid. Băi, băi, mi-e frică. Doamne, bă, frate, tu nici nu știi să folosești o bază, deci dacă ai fi avut tu baza asta, nu știi să o folosești. Mă, nu știam, dar în baza mea. Da, cum ți se pare? Cum ți se pare? Băi, e insane, sincer. Da, mai chiar insane. Bă, așa pitit. Bă, da. Mă bucur, Dani. Hai că mă duc să o termin și te chem la finale, gen, și o să fii și Sami. Mai aș lovit. Bine, hai că eu mă duc cu niște mobilă baftă, acolo, să fie combi. Baftă. Doar așa, dacă aveți nevoie de un update, eu m-am pus să pun practic podeaua, gen, practic baftă mie. Câteva minute mai târziu, practic ne-am pus să facem aici modelul la pereți, frumos, vreau să fac așa, un model gen, un bloc așa, un bloc așa. Cred că și pe tavan, da, pun și pe tavan, că după o să-mi pară ură dacă nu pun și pe tavan. Oficial, am terminat baza secretă, mă rog, nu și pe interior pentru că nu am decorat-o. Ideea e în felul următor, haide să vă arăt cam cum se prezintă situația. Deci, așa intri, aici, bam, închizi frumos ușa, elegant, aici. Bam, intri direct, faci accesul în baza secretă și aici, voilà, fraților, asta este baza mea secretă de pe Newcraft. Și acum o să-l chem pe Sami să vedem ce părere are, o să-mi prezinte și el baza, o să ne prezinte și Dani baza, o să facem așa un schimb de experiențe și eu chiar cred că este ceva destul de frumușel pentru episodul cu numărul 2. Desigur că n-am apucat să o și fac pe interior pentru că nu... Poate efectiv să fac atâtea într-un episod pentru că, gen, na, e greu. Sunt destul de numb la Minecraft, nu sunt atât de profesionist. Deci, vă aștept în centru. Ok, în centru-i, nice. Hai să mergem către centru și eu zic că o să fie forță pentru că o să șocăm youtuberii cu intrarea asta. Eu zic că e tare rău. Hai să ne întâlnim cu ei în centru. Sami! Mamă, ce m-ai speriat, Gertrude? Mamă! Sunt chiar în spatele tău, Dani, eu auzi. What? Bă, Dani. What? Bă, frate, stai că eu nu pot să urc. Păi hai jos. Hai jos, păi, da, hai jos, corect, că de ce să urcăm? Așa. Hai, silențioasă, bun. Ești pregătit. Păi stai că trebuie să vină și Dani și fii atent. Până vine Dani. Mamă, are un redstone torch în mână, Gherțoiu. Fii atent până vine Dani. Dar, bă, dar stai că-mi place mie o melodie, ia, stai, ia-l mai cânta. Ia, hai, stai, fii atent. Cântă-mi stai. Melodie, hai. Nu, dar trebuie să o nimeresc, ia. Nu. Nu. Nu, dar stai că nu mă las. Nu. Nu. Hai, mă. Bă, frate. Nu pică. No. Frate. Salut, bă, băieți, Dani, ce nu faceți, pică mă? Melodia Alo, aia. Miții? Nu pică aia cu Never. La mine din prima. Uite. What? Hai să vă arăt baza. Hai să vă arăt baza pentru că silențioase. Ce? Am văzut ceva ilegal la tine în mână. Ce? Și ce ai văzut? Asta, asta ai văzut tu. Hai că am văzut aia dacă e. Ok. Hai să vă arăt. Condu-mă, silențioase. Vreau să văd nivelul de șoc pe care îl aveți. Nu știu, adică sper să... Nivelul de șoc? Da. Eu recunosc, am mai văzut ok, da, deci Dani a mai văzut un sneak peek. Și fii atent, Sami, fii atent. Și care e faza? Deci, vreau să vă anunț de pe acum. Nu e
exteriorul făcut, gen nu e mobilată baza. Ah, ok, bine, deci înseamnă că nici la mine gen. Nu, dar ia vino cu aia, ia vino cu aia, ia vino cu aia. Unde? Sami, aici, aici, da. Aici Sami, fii atent. Eu vreau să stai aici, gen vreau să stați aici să vă uitați în față, dar fără să vă mișcați. Gen stați aici, uitați-vă da în față. Dar nu, dar vreau să mă lași pe mine ca să o găsesc. Da, bine, ha. Ok, hai, că nu mai zic nimic. Deci stai puțin, stai puțin. Am okay. O singură întrebare. Dar nu sparge blocul, singură... că poate. Nu, 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 okay. Nu, nu, nu. Hai că nu știu cum funcționează zi, cu intrele. Vreau să-mi zici atât, fii atent. Okay. Este un tutorial de pe internet? S-ar putea. Ok, bun. Ok. No! S-a pus ploaia. Am dreptate, am dreptate. Ok. Ok, ok, ok. Nu mai cânta, bă. Nu mai cânta, nu mai cânta, nu mai cânta. Nu, e ploi. Bun. Deci dacă este un tutorial pe internet, este unul cu foarte multe vizualizări. Hai mă, zi mai repede. Eu am mâncat toate tutorialele de pe internet. Vreau să mă arunci torța aia de redstone. Ok, iau. Ok, hai să vedem. A identificat oricum, Sami. Simte. Poți să spari, poți să spari blocul ăsta de aici? Doar ăla poți. Deci doar ăsta poți. Da. Bun, ok. Vreau să joci cu mine cald rece, poți? Bine, dar stai așa să scăpăm de ploaia asta, ia stai așa. Haide, doamne, doamne. Oh! What? Mamă, ne-a dus Dani noroc. Ok. Sami rece. Chiar rece, gen. Cald. Călduț. Cald, călduț. Cal rece. Cald. Ia. Yeah. Dar n-ai voie să spargi, nu uita. Ia. Yeah. Ia, de ce încearcă și-o pe lalu? Încearcă, mă, le încearcă pe toate. Toate schemele. Ce faci, mă, Sami? Ia. Yeah. Ia. Yeah. Ha, mă, Sami, că adormim până îți dai tu seama. What? What? Mi-a stricat! What? Sami, vezi că nu te auzi. Sami. Ah, eu vorbeam singur, bă! Nu! Bă, Sami. Silențioase! Hai, vrei să-ți arăt? Da. Vrei să-ți arăt? Da. Fii atent. Yeah. Uită-te blocul ăla de gres de acolo cum e. Că ăla n-are voie să fie acolo. Dar știi că nu e acolo. Știi că nu e acolo, nu? Păi aici, de aici începe sistemul, ba da. Păi da, dar nu acolo trebuie să-l pui. Așa și acum sparge el, îl iei, păi da, și acum intri. Da, pentru că mi-am dat seama că aici e că se vede blocul de gres. Da, gen. Ok, bun, și acum apeși ăsta. Ai ăsta ghirțuiu, bă, tare rău, bravo mă, silențiat, da? Îmi place ce văd aici. Da, e ce trebuie. Da, mă, e ce trebuie. O, 3, 4, wow. Unul pentru mine, unul pentru Dani și unul pentru Silent? Da, păi m-a venit la voi. Hai, lasă-mă. Da, forță. Vezi că nu l-ai identificat chiar așa ușor, gen din prima, gen. Păi nu l-am identificat ușor, dar asta nu te aștepți, gen, nu bă, te-ai fi așteptat să-mi dau seama, gen zi sincer, te-ai fi așteptat să-mi dau seama? Da, clar, uite, dacă îl puneam pe Dani, nici nu stătea, nu-și dădea seama, da, mă rog. Mai greu, eu când am luat plan, hai, dacă aveam. Dar se pare ok, e decent? Bă, mie îmi place, nu că mi se pare ok, hai, îmi place mult de tot. Hai, repede, cum să se închide după tine, și s-a blocat Dani acolo, ia uite-l. M-am blocat mai devreme. Hai să vedem și la Sami. Bun, eu vreau să vă zic că la mine este 40% gata, eu până acum am adunat lemn. Eu am adunat lemn și, și foarte multe frunze. Eu am avut nevoie de extrem de multe frunze. Mamă, dar deci unde s-a atent. Dus da, ăsta, Sami? Vino după mine. Mamă, e bătaie! Am ajuns? Unde? Da, am ajuns. Unde am ajuns? Aici, gen. Și ce se întâmplă aici, Sami? Sami Samuele! Aici, Silent. Ia, asta este copacul meu. Copacul tău? Copacul tău? Care-i? Wow, ok! Mamă, ce tare! Acesta este propriul meu copac pe care încă nu l-am terminat. Aici, practic, e intrarea, gen. Ua, ce tare! Bă, da, mă, da. Mamă, ce intrare regală. Da, da, nu e. Vezi că e tare, vezi că e mișto. Și intrare egală sau ilegală? Bă, e tare. Și hai să vă zic ce se întâmplă aici. Aici o să introduc o casă în următoarele secunde. Gen aici, în mijloc. Ok. Gen bang în mijloc, gen. Ok. Da, bine. Gen de asta e aproape bă, gata. Eu zic că e tare sincer și eu sunt foarte curios ce a făcut și Dani. Hai să mergem să vedem ce a făcut și Daniel. Deci, mamă, dar cum ești de aici? Da, stai pe partea cealaltă, ajutor? Gen.
Bă, care pe după, gen pe bă, ce mă? Pe aici, băieți. A, ok. Let's go. Hai la Dani, hai la Dani. Unde-i baza lui Dănuțu? Vreau să știu acum. Veniți, că trebuie să mai trebuie să trecem un pic. Mai trebuie să treci mări și oceane. Wow, bă. E prea nebunie. Iară plouă. Vreau să-ți dai seama. Și asta, mă. A, eu cred că mi-am dat seama, gen. Sami, ia vezi lemnul ăsta aici. Nu te auzi. A, ok, iar nu mă dau, ok, forță. Gen, ia vezi lemnul ăla acolo? Da, da, da. Mamă, Dani, repede că tună. Zi. E aici după lemnul ăsta, mă, Dani? Nu, mă, nu, eu știu unde e. Fii atent unde e. Fii atent. Eu ia, zic că puțin, e. Stai să-mi activez X-ray o secundă. A, ok, clasic. Uite, mă, se uită pe acolo. Nu da, nu da, nu da spoiler, Sami, pentru noi episod. Am văzut o gaură acolo și o gaură în partea aia. Uite, uite aici, aici, Sami, 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 aici. Hai că am găsit-o, mă. Fii atent. A, eu mă uitam la gaură asta, gen. Ia uite-o, mă. Hai, mă, hai. Mamă, eu am văzut altă gaură. Ce asta? Haide, haide, Sami. Uite-l pe ăsta, bă. Apasă pe buton, apasă pe buton dacă vrei să intri. What? Mă, ce asta buton? Ce buton? Așa, pe butonul ăla de sus de acolo, că n-ai să deschizi ușa, înțelegi? Aaa, regele, gen. Așa. Redstone Contraption level 400. Ok. Sper bine că ai venit în baza secretă sub apă, te-ai descălțat la intrare. Păi și scaunele astea, de ce zânzau aici? Pentru noi trei, când obosești, ia uite cum se uite pe aia. Și aici e, aaa, mamă, camera asta e preferata mea. Eu m-am dus în camera mea, băiți. Asta e camera mea, asta e camera mea. Mă fac camere. Și ție, fix așa o să vă fac camere la fiecare. Dani se rupe microfonul. Bă, e tare, e tare. Dani s-a rupt microfonul. Bă, chestul ăsta mi se pare că e wow. Asta e chestul meu preferat. Ta, ta, ta. Oh, bine, Silent. Sper bine. Bă, chiar e tare. Bă, eu acum, dacă nu vă supără, o să mă duc să mă culc în baza mea secretă. Mi-a făcut plăcere. Ok, eu o să mă duc să-mi termin baza mea secretă, okay. Pe care probabil o să o vadă toată lumea, gen. Da, da, da. Mă fac și eu fort. Fraților, ca am aducat acest episod, sper că v-a plăcut. Hai să mergem să ne ascundem de ploaie în baza noastră secretă. Gen, mam, frumos. Merge și ne-a depus timp de ploaie. Închidem ușa. Popa, elegant, frumos, am închis ușa. Mergem direct în baza noastră secretă. Și sper că v-a plăcut acest episod de Minecraft Newcraft. Eu am fost Aisele, ne vedem data viitoare. Toate cele bune, pa, pa!